este mai mare pe umerii echipei gazdă, care se vedea deja calificată după partida tur. 3-0 pentru Dinamo. Cristea, Andrei Cristea și Marius Nicolae de două ori au fost autorii golurilor. Iată ce partidă bună, cu 35 de șuturi. Dinamo a suferit în cea a doua repriză a prelungirilor din cauza unei condiții fizice mai modeste decât a adversarului, dar una peste alta eu cred că a controlat această dispută. Încă o dată o spun, dacă nu intrau suporterii pe teren și era acum 3-0, Dinamo era deja calificată pentru grupele Europa League. Așa, loteria loviturilor de la 11 metri va fi cea care va decide ce se va întâmpla în această dublă manșă incredibilă. Mai rar vezi așa ceva, 0-3 și 0-3 sunt rezultatele acestei duble întâlniri dintre Dinamo și Slovan Liberec. Slovan Liberec, o echipă care a câștigat două titluri în istoria ei și ocupă toate aceste rezultate venite după 1990. Vinovat la două dintre cele trei goluri ale lui Dinamo, Hauser speră să se revanșeze în fața suporturilor, noi sperăm să apere în continuare modest. Nu întotdeauna un portar poți să știi cum va apăra penaltiurile în funcție de ce face pe teren. Sunt portari de penalti, portari care, să zicem, apără prost în meci și apoi sunt foarte buni la lovitură de la 11 metri și invers. Penaltiul este o problemă aparte. O problemă aparte pentru portari. Ceea ce mă bucură și îmi dă mare încredere este starea de spirit din tabăra lui Dinamo, în timp ce jucătorii cehi clatină din cap, dinamoviștii zâmbesc, l-ați văzut acolo pe Marius Nicolae glumind cu Dol. Arbitrii izraelieni pregătiți să noteze listele celor două formații, cu cei cinci oameni care vor executa loviturile de la 11 metri. Vă reamintesc, profit de această pauză, CFR Cluj a reușit să se califice după ce a învins cu 2-1 acasă pe Sarajevo. AEK Atena a eliminat-o pe Vaslui 3-0 meciul de tur, după 2-1 pentru vasluieni pe teren propriu. Steaua este condusă în minutul 60 de St. Patrick cu 1-0, dar încă este la adăpostul acelui avantaj confortabil din meciul tur. Să strângem pumnii, să batem câteva cruci, să, nu știu, să ne concentrăm fiecare cum poate în încercarea de a ajuta echipa lui Dario Bonetti, în încercarea de a o ajuta pe Dinamo să realizeze un miracol. Pentru că asta ar fi calificarea lui Dinamo în grupele Europa League. Momentele de concentrare ale jucătorilor, Dinamo trebuie să evite un singur lucru, automulțumirea pentru faptul că a ajuns până aici. Dacă, Doamne ferește, pierde la penaltiuri, până la urmă, în afara unei povești frumoase, nu a realizat nimic. Dacă însă reușește să se califice, este un adevărat miracol și toată lumea va scrie despre această performanță a lui Dinamo. De altfel, în Gazeta Sporturilor de mâine veți afla povestea acestui meci fantastic. În 32 de pagini veți avea povestea tuturor acestor meciuri jucate de echipele din România în această seară. Este o ediție specială pe care nu trebuie să o ratați. Totul stă acum, sau mult din greutatea acestui meci, stă acum pe umerii lui Matachi. Tensiune uriașă. Tensiune uriașă. Poate că ar fi bine să-i auzim acum și pe suporterii lui Dinamo, care în marea majoritate a timpului au continuat răfuielile pe care le au, în loc să încurajeze echipa, deși Dinamo, repet, a făcut un meci memorabil, indiferent de ceea ce se va întâmpla la aceste penaltiuri. Camera de luat vedere insistă asupra lui Hauser. Primii bat cei de la Dinamo. Hai, băieți!
omul reprizei secunde, poate chiar omul partidei, Marius Nicolae. De regulă un executant foarte bun al acestor penaltiuri, Marius Nicolae, care l-a învins de două ori pe Hauser în timpul regulamentar. Ultimele indicații pe care arbitrul israelian îi le dă portarului pentru modul în care trebuie să se comporte. Marius Nicolae, hai Marius, 1-0 Dinamo! Nu am vrut să amintesc de penaltiul pe care Marius Nicolae l-a ratat în returul trecut împotriva celor de la CFR Cluj. Faptul că a ales să bată tot el acest prim penalt extrem de important în economia acestei loterii arată că este un tip tare. Este acum în rândul lui Matake. Matake încearcă să înduplece zeii cu aceste gesturi pe care le face. Bate Papușek pentru cei de la Slovan Liberec. Papușek, hai Matake! Papușek! Ce aproape a fost portarul nostru. 1-1. Câțiva centimetri, un pic de forță suplimentară în această împingere în picioare. Și poate că Matake ar fi reușit să blocheze. Iane Zicu, este un moment important pentru Zicu. A avut destule probleme cu suportul în ultima vreme, Iane Zicu trebuie să se concentreze. Pare destul de emoționat Zicu. Banca băieților noștri. Nu-i face bine lui Zicu faptul că arbitrul amână să-i dea startul. Zicu cu un elan destul de lung. Zicu! Zicu, dar apără acolo Hauser. Singurul lucru care se poate reproșa lui Zicu la această execuție că a dat la semi-înălțime. În rest, foarte bine plasată lovitura. Dar pentru portar, cel mai ușor este să ajungă la minge atunci când se bate la semi-înălțime. Sus, sub bară sau la firul ierbii, atât de plasat cum a dat Zicu, ar fi imposibil de apărat. Blajek, nonconformistul, rebelul Blajek, față în față cu Matake. Nimic nu este încă pierdut. Blajek dă pe centrul porții, Matake însă nu are inspirația să stea pe picioare. Dacă ar fi făcut-o, ar fi oprit mingea fără niciun fel de problemă. După două serii de penaltiuri, 2-1 pentru Slovan Liberec. Presiune suplimentară pe Gabi Boștină, și el însă un specialist al fazelor fixe. Pentru un om care este capabil să dea gol din lovituri libere de la mare distanță, în mod normal, un penalti n-ar trebui să fie o problemă, dar condițiile sunt speciale. Boștină trebuie să se concentreze. Gabi Boștină, un elan cam scurt al lui Boștină, dar execuție perfectă, 2-2. Iată ce înseamnă să spăcălești din gleznă adversarul, în cazul de față, adversarul este portar. Acesta este Lucas Vaha. Haideți să mizăm pe lipsa lui de experiență. Are doar 20 de ani. Poate că tensiunea acestui moment va fi prea mare pentru el. Concentrarea lui Matake. Nici nu mai apare în ecran Vaha, ce elan și-a luat, din nou Matake, ghicește direcția, dar nu poate să apere. 3-2 pentru Slovan Liberec. Una peste alta, să știți că și Zicu a bătut cam la fel.
numai că acolo Hauser a reușit să dezvolte din picioare o forță mai mare care l-a propulsat și a reușit să respingă mingea. 3-2 pentru Slovan, urmează cea de-a patra serie de penaltiuri. Gabi Torje. Și el un jucător foarte tânăr. Torje și înscrie și el pe centru. 3-3, continuă tensiunea, dar deocamdată Dinamo este un pic în spate. Matache trebuie să pareze o lovitură de la 11 metri sau, mă rog, trebuie ca cehii să trimită pe lângă poartă pentru ca să se restabilească egalitatea. Dinamo a bătut 4 penaltiuri, a înscris 3 goluri, deocamdată cehii au reușit să marcheze din toate loviturile de la 11 metri. Acesta este Gekov. Câteva intervenții fantastice ale lui Matache în timpul partidei. Are nevoie de un moment de inspirație, însă și acum. Poate în fața acestui Gekov, și el un jucător lipsit de experiență. Pare emoționat, pare speriat Gekov, să vedem dacă se poate concentra. Gekov dă peste poartă! Și din nou cele două echipe sunt la egalitate. Ratarea lui Gekov este 3-3 la penaltiuri și fiecare echipă mai are un jucător din prima serie de penaltiuri. Claudiu Niculescu este cel care bate al cincelea pentru Dinamo. Când spui lovituri libere și penaltiuri, spui Claudiu Niculescu. Niculescu față în față cu Hauser, în vinclu, impecabil, Dinamo conduce. Dacă Matache apără acum, Dinamo se califică în grupele Europa League. Capitanul Miroslav Holenac. Este totuși un fundaș. În principiu, dar doar în principiu, fundașii sunt mai vulnerabili în asemenea momente. Holenac față în față cu Matache. Hai Matache, Holenac! Gol totuși! 4-4. Thrillerul continuă. De acum încolo, cine ratează este eliminat. De fiecare dată, arbitrul israelian îi explică lui Hauser cum trebuie să procedeze. Capitanul lui Dinamo din aceste momente, Cosmin Moții. Cei 100 de suporteri veniți de la București, dacă suporterii nu intrau pe teren, acum Dinamo era de mult calificată. Așa trebuie să treacă prin acest purgatoriu. Iată-l pe Cosmin Moții față în față cu Hauser. Moment important și pentru Moții. Moții și-a un elan mare. Moții, gol pentru Dinamo. Dinamo conduce cu 5-4 la penaltiuri. De multe ori în campionatul României se ratează lovituri de la 11 metri, iată însă că Dinamo, jucătorii lui Dinamo au executat bine, chiar și Zicu, repet, deși acolo mingea a fost respinsă. Se pregătește Vulin. Șutul lui Vulin. Din nou egalitate. Au fost cazuri când au bătut toți jucătorii de pe teren și apoi au fost obligați să o ia de la început. 5-5 după 6 serii de penaltiuri, dar cât de aproape a fost din nou Matache de a respinge. Cehii au tendința să bată pe centrul porții.
Bonetti îl privește cu încredere pe tânărul stoper Dragoș Grigore. Este deja a șaptea serie de penaltiuri. Dragoș Grigore față în față cu Hauser. Grigore, impecabil, impecabil, 6-5. Singurele ratări până acum au venit de la Zicu și de la Gekov. Dinamo este în față. Dacă Batache reușește să apere sau dacă jucătorul ceh nu nimerește cadrul porții, atunci Dinamo se califică. Dejmec este cel care va executa. Elanul lui Dejmec, hai Matache, în vinclu, trimite și jucătorul ceh. 6-6. Trebuie să bată toată lumea, chiar dacă Diabate nu pare foarte fericit de această perspectivă. S-au bătut deja 7 serii de penaltiuri. Dacă acest thriller va continua, vor ajunge să execute și portarii, Matache, respectiv Hauser. Portarul ceh încearcă să-l citească pe Zie Diabate. Pe Zie l-am văzut destul de obosit pe finalul acestui meci. Nu este Diabate, ci Giacarigia Kone cel care va executa. Și Kone a avut momente în care s-a văzut că a alergat foarte mult. Giacarigia Kone, ivorianul transferat din Israel în această vară. Hai Kone! O ezitare a lui Kone, dar până la urmă execuție perfectă. 7-6. L-a trimis în dreapta pe Hauser și a plasat mingea în colțul opus. Este deja a 8-a serie de penaltiuri. Un alt jucător foarte tânăr, Dojkal. Matache se concentrează, se motivează. Mijlocașul central al celor de la Slovan Liberec reușește să înscrie. Din nou, Matache ghicește colțul, dar execuțiile sunt foarte bune. Matache a ghicit încă o dată unde se duce mingea, dar nu a reușit să ajungă la ea. 7-7 după 8 serii de penaltiuri. Acum este Diabate. Încearcă să-l intimideze într-un fel Hauser pe Diabate, ținând atât de mult mingea. Nu a dat încă gol pentru Dinamo într-un meci oficial. Sigur, acesta nu este un gol în totalitate, dar figurează acolo în statistici. Zie Diabate față în față cu Hauser. Elan scurt. Elan scurt al ivorianului, dar execuție impecabilă. 8-7. Diabate a trimis pe centru, puternic, sub bară. În principiu, portarul nu are cum să apere într-o asemenea situație. Jucătorul ceh de origine etiopiană se roagă fotbaliștii lui Dinamo pentru o ratare. Gebreselassie, primul fotbalist de culoare care a evoluat în naționala de tineret a Cehiei. Caută resurse Matache după un meci care a ținut cât o viață, prieteni. Gebreselassie față-față cu Matache din nou la unghie de a respinge mingea, portarul nostru. 8-8.
Mai sunt doar doi oameni din fiecare echipă care pot executa lovituri de la 11 metri, pentru că urmează cea de-a 10-a serie de penaltiuri. Dacă va persista egalitatea, atunci lucrurile o vor lua de la început, se va bate din nou în aceeași ordine. Francisco Molinero, la debutul său, nu se gândea vreo clipă că va ajunge să execute un penalti de departajare. Să vedem dacă este atât de tehnic cum se spune Molinero. Hai Molinero, șutul lui Molinero în vinclu! Bucurie enormă pentru fotbalistul spaniol care astăzi a debutat la Dinamo. Cât de riscant a dat! Cât de riscant, dar cât de eficient! În vinclu, 9-8 pentru Dinamo. Și iată, surprinzător, Lișca a rămas ultimul dintre jucătorii de câmp ai celor de la Slovan Liberec. Dacă și Lișca înscrie, eu sper să nu o facă, atunci se va ajunge la portari. Vor executa Hauser și Matache. Lișca pare foarte emoționat. Acest lucru s-ar putea să-l ajute pe Matache, care se încurajează. Lișca șutează, apără Matache și Dinamo realizează miracolul. Se califică în grupele Europa League. Este o performanță uluitoare pe care o reușește Dinamo. Dinamo elimină pe Slovan Liberec. A fost un meci fantastic, un meci în care Dinamo a crezut în șansa ei și acum rămâne de văzut dacă, așa cum spunea Cristi Borcea, suporterii vor veni să-i aștepte pe acești băieți la aeroport. Merită, pentru că au realizat o performanță neverosimilă. După 0-3 la masa verde, Dinamo se califică după executarea loviturilor de la 11 metri. Este incredibil, Dinamo ajunge și ea în grupele Europa League. Eu sunt Bogdan Cosmescu, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Antena 1. Cred că ați avut o seară memorabilă și sper să fie așa și în continuare. La revedere!